carne de vită bipolară. E atracție, nu știu, zis. Nu suntem cu pistolul la cap, nimeni nu ne obligă să spunem toate aceste chestii. Șușei. Cred că în curând vom participa la ceva film horror. Ni hao ma, huaying dao jalai. Cum vi se pare această ținută pe care am împrumutat-o ca să putem să facem și noi aceste cadre minunate? Ținuta mie mi se pare superbă. Am apărut și eu pentru că m-am îmbrăcat și eu în ținută tradițională, cum am spus noi la hotelul la care stăm. E o fetișcană care se ocupă de tot. Mai multe apartamente. Practic, de când am ajuns, ne-a ajutat de fiecare dată cu orice i-am cerut, dintre care ținutele, umbrelele și în plus bani. Chinezești, nu știu cum vi se pare, dar deja mie mi se pare că în China... Noi nu avem acces la bani, adică practic fizic. Banii ăștia ne-a adus ea. Că noi plătim tot timpul cu WeChat, cu Alipay, deci cumva banii la ei nu mai sunt banii fizici, fizici practic, da. Nu mai sunt folosiți așa de mult, pentru că, da, desigur, puteți merge la bancomat să retrageți niște bani, dar comisioanele sunt mari, așa că am preferat să-i plătim noi prin Alipay și ea să ne dea cash. Deci avem două bancnote de 5 yuan, care se mai numesc și renminbi, din câte am citit, și două de 1 yuan, iar două monede de câte 1 yuan. În fiecare țară în care am fost, am preferat să facem cumva, să păstrăm să câte o monedă și câte o bancnotă. Avem o mică poșetuță cu toți banii din fiecare din loc. Primită cadou. Ieșim, vrem să explorăm astăzi orașul. Nu cred că ieșim în ținute tradiționale astăzi, dar cine știe, poate în altă zi vom prinde tupeu să ieșim să vedem reacțiile oamenilor. Da. Pentru că, practic, sunt ținute din cultura lor, tradiția lor, așa că nu vrem să jignim. De asta preferăm întâi să ne informăm, după care, dacă se poate, vom ieși așa să facem vlog. Pare că vremea este destul de bună. Noi ne uitam aici pe geam, stați să vă arăt cum se prezintă. Nici nu pot să deschid geamul mai mult de atât, dar vedem că este puțină ceață, iar jos dita mai hăul. Femeia mea se pregătește, nu știu ce tot face cu papucii pe acolo și așteptăm liftul. Suntem la etajul 18, dar nu mai vine. Nu înțeleg care e problema. Ești pregătită să mâncăm? Sunt pregătită să mănânc. Am vrea să intrăm la restaurantul ăsta tradițional, tipic chinezesc și nu vorbește domnul de aici engleză, așa că am întrebat cu Google Translate să vedem un meniu. Care e meniu? Păi, prețurile sunt mult mai ok. Dar nu știm ce scrie. Oricum, trebuie să folosim telefonul să traducem tot ceea ce e aici, dar din câte văd sunt... N-așa să fie mai scump. 39 e ok. Noi am luat acest meniu. Am folosit Google Translate să traducem câteva chestii. Vă dau așa câteva informații, da? Avem carne de vită bipolară la 28 de yuan. Avem bani care costă 6 RMB, în caz că vreți mâncați niște bani. Gura este moale și lipicioasă, parfumul persistă, iar gustul bun iese după ce a fost mestecat. Delicios. Oricum, prețuri foarte bune. Nu prea înțelegem exact ceea ce am putea mânca, sunt multe chestii, burtă de porc, urechi de porc, picioare de pui, chestii de genul, care desigur poate sunt bune, dar noi nu prea suntem atrași de ceva de genul. În plus, totul este extrem de iute în Chongqing. De fiecare dată când veniți aici, spuneți, no spicy please și mereu va fi totuși iute pentru europeni. No spicy. Ne-a plăcut atât de mult acest restaurant încât ne-a luat aceleași chestii. Eu mi-am luat noodles cu vită extra, iubita mea noodles cu cârnați. Suntem gata să devorăm. Așa se prezintă restaurantul, v-am filmat puțin mai devreme, dar aveți și în interior și pe partea aceasta și acolo se prepară mâncarea. Sunt oameni care mănâncă aici, aveți bețe de lemn și cam peste tot găsiți restaurante. Prețuri foarte bune. Am mâncat bine, acum ne îndreptăm spre frizer. Am plătit 60 de yuan la restaurant și am văzut că posibil așa să mă tundă, să vedem dacă mă tunde cu sapă sau cu altceva, dar normal avem de urcat la etaj și să ne interesăm care ar fi prețurile. Așa e acolo, în China.
Hai să vedem dacă știe să-l tundă sau îl tunde ca ăla din Filipine, nașpa. Gata, a durat cred că cam o oră acest tuns, dar l-a tuns bine, asta e important, hai să vi-l arăt. A tuns bine, a stat foarte mult timp și a costat 18 yuan. Eu am zis 80 la început, deci am greșit din cât am auzit, deci 18 a fost. 2 euro și ceva, mi se pare, cam atât. Hai că ești frumos. Da, că ești frumos. Haide să trecem, că este verde. Noi suntem în căutarea unei stații de metrou, de fapt linii de metrou, linia 1, dar cam complicat pentru că Apple Maps nu funcționează bine și mai avem și aplicația Tencent Maps sau ceva de genul, care e doar în chineză, așa că este puțin cam complicat să găsim ceva. Dar poate avem noroc. Pare că mi-am pierdut femeia pentru că am trecut singur pe partea cealaltă și a rămas aici. Pentru că a vorbit cu acest domn să-l întrebe unde găsim linia 1 de metrou și pare că am găsit. Ți-a zis în ce direcție ar fi? Da, încă a zis. Google-ul, de fapt Tencent-ul lor, ne arată că aici ar fi o stație de metrou, dar nu-i nici urmă. Tot căutăm de 20 minute, nu găsim nimic și de fiecare dată ajungem să intrăm în zone de genul unde nu ai absolut nimic, totul este destul de, nu știu, abandonat, după cum se poate vedea, e închis, are și un bilet în care scrie ceva, mă rog, în chineză, și clădirile astea nu arată ele chiar senzațional, măcar mai vedem și noi niște clădiri, niște blocuri în care locuiesc chinezii, care, na, lasă de dorit. Noi ne-am dat seama că ne-am învârtit în cerc destul de mult, pentru că aici am găsit intrarea la metrou pentru linia 1 și 6, se numește Xiao Shiji, Shizi, de fapt, și era mult mai aproape pentru că noi de obicei veneam pe lângă acest templu, o luam pe partea asta și coboram ca să ieșim la plimbare, dar a trebuit să ajungem până în capătul celălalt pentru că localnicul nu știa exact, cred că, ceea ce voiam noi să căutăm. Avem dita mai camera albă de supraveghere. Să nu uităm că suntem în Chongqing, chiar în legătură cu asta, de obicei se folosesc mult cările rulante, iar sunt unele zone unde coborâți foarte mult sau urcați foarte mult, e cu plată. De obicei costă în jur de 10 cenți pe tură. Să vedem dacă putem plăti aici cu WeChat sau Alipay la aceste mașinării. Avem până și control de securitate și cred că vom ascunde camera în curând pentru că e destul de multă poliție. Ce chic cu asta? Ok. Cash Pay, QR Code Pay. Deci puteți plăti și cash și cu cod QR. 10 yuan. 10 yuan. Deci 5 de persoană. Foarte, foarte ok. Prețul foarte bun. Haideți să facem plata cu Alipay, WeChat Pay, Bank of China și Union Pay aveți ca opțiuni. Vom plăti cu Alipay. Am ajuns să mergem la bancomat pentru că nu putem plăti cu WePay, cu AliChat, cu card internațional. Vă trebuie un card din China sau puteți plăti cash. Așa că ne îndreptăm înapoi spre metrou, plătim cash de data asta. Noi în zona aceasta am venit pentru orașul antic, care pare că se prezintă foarte bine. Ne vom apropia ca să vedem puțin mai multe detalii, să vi-l arătăm și vouă. Pare că e o zonă interesantă, chiar dacă nu este la fel de dezvoltată ca insulița Chongqingului, partea de est. Și aici este o mare nebunie, aveți peste tot fel de tarabe cu mâncare, cu condimente. Avem un fel de, nu știu, alune învelite în condimente iuți. Aici un fel de șuncă, habar n-am ce e asta, de fapt nu, mă scuzați, asta e șuncă, deci de toate prețurile sunt afișate, asta este 58 de yuan, găsim și de mâncare, avem tot felul de restaurante, normal scrie în mandarină, în chineză peste tot, dar în mod normal cu un Google Translate vă descurcați cât de cât, găsiți aproximativ ceea ce vrea să zică autorul.
Și orașelul, partea aceasta arată foarte bine, plin de reclame, ca de obicei, pentru că, na, dovadă că sunteți în China. Țițicui este un oraș vechi din municipiul Chongqing, aflat pe malul râului Jialing, situat în vestul orașului. În timpul dinastiei Ming și Qing, Cicicui era cunoscut pentru porțelanul său. Literal, Cicicu înseamnă port de porțelan. În plus, poziția sa strategică pe malul râului i-a permis să exporte eficient și rapid. Astăzi, Cicicu este un obiectiv turistic foarte important care își propune să promoveze cultura din Sichuan și Chongqing. De asemenea, aici puteți auzi operă din Sichuan cântând din casele de ceai. Există câteva temple vechi, dar mai ales multe magazine locale de meșteșuguri, restaurante, chainării, cafenele și numeroase tarabe care vând tăiței, frigărui, tofu, chili și chiar ardei din Sichuan. De asemenea, în Cicicu găsiți Maoxue Wang, un fel de mâncare tipic din regiune pe bază de carne și sânge de rață. Avem o groază de lampioane, se vede că este foarte, foarte turistic pentru că sunt o groază de oameni, bineînțeles, sunt turiști asiatici, nu prea vedem turiști occidentali. Suntem doar noi, turiștii occidentali, și alte lampioane, deci astea sunt tipice chinezești. Este acest ceainic imens din care curge apă și cumva, vedeți, au pus un fel de abur jos și chiar avem impresia că iese apă caldă. E ca și cum e chiar ceai înăuntru. Foarte, foarte, foarte frumos. Uitați, oamenii își fac poze, e soare, e cald, e perfect. Am ajuns și în această zonă cu lampioane peste tot, cu casele acestea tradiționale chinezești. Avem cafenele și chainării și, vedeți, chestii de accesorii. Eu rămân totuși impresionată să văd cât de tradițional poate să fie un oraș și în același timp modern. Adică, practic, am făcut jumătate de oră cu metrou și am ajuns în partea tradițională a orașului. Asta este foarte important, că încă mai păstrează tradiția, însă sunt doar magazine, nu sunt oameni care locuiesc. Și cum vedeți aici, este făcut ca să cumpărați și să consumați. Ni hao! Însă dacă sunteți străini ca noi, mă refer la occidentali, nu se bagă nimeni în seamă cu voi. Dacă sunteți asiatici, toată lumea vrea să vă vândă ceva pentru că știu limba. Dar noi nu știm limba, deci cumva ei nu se bagă în seamă pentru că nu știu engleză, deci le e rușine. Văd că Cristi a ajuns să se bage în seamă cu cineva, cu un localnic, așa că vorbește acolo cu el și cu iubita lui. E atracție, nu știu ce au zis, să glumesc. Văd că și-au tradus chestii, deci foarte fain. Ni hao! M-am băgat și acolo în seamă să-i zic bună ziua și m-a văzut și era... Beautiful! Și după aia erau mai mulți în jur și toți au început să râdă. Era ca într-un film că erau toți în jurul nostru și erau toți yeah, beautiful, yeah! Oricum e foarte frumos, nu știu, mie mi se pare că, din nou spunem, nu suntem cu pistolul la cap, nimeni nu ne obligă să spunem toate aceste chestii, nu ne așteptam nici noi să ajungem în China să fim atât de impresionați. Noi ne gândim că China este mult mai închisă, că e mult mai și oamenii sunt puțin mai închiși, dar de fapt nu e deloc așa, oamenii chiar se bagă în seamă. Din moment ce știu puțină engleză, mi se pare. Dacă nu prea știu, nu prea se bagă în seamă. Și dar oricum zâmbesc, adică sunt calzi, călduroși, așa. Și în legătură cu curățenia sau cu zonele mai urâte, desigur, au și zone mai dubioase sau mai murdare, dar nu a fost momentul în care să ne simțim în nesiguranță aici. Nu. Am ieșit noaptea, la 12 ne plimbam pe drumuri fără nicio problemă. În mare parte orașul e curat. Deci, nu știu, eu nu am ce să zic. Și din nou, o situație în care o doamnă ne salută, se uită la noi, zâmbește, e foarte, foarte fain. Și din nou ajungem într-o zonă foarte frumoasă, cu foarte multe umbreluțe deasupra. Cea din față este doamna care, pe care am salutat-o și zâmbea, era foarte fericită. M-a lovit ceva. O poftă de? Mixuie. De ce? Dar țin să zic că mixuie aici este făcută în stil tradițional. Adică încăperea unei mixuie e tot așa din lemn. Hello! Tot așa din lemn și la început am avut dubii dacă e mixuie aici, numai că am văzut pe cineva cu un recipient de la mixuie și eram miroasa mixuie pe unde. Să nu uităm că mixuie este o companie chinezească. Da. Noi spuneam în noi spuneam că au copiat în Bangkok, în Bangkok și de fapt de fapt chinezească. Mixuie este originalul. Și țin să zic o chestie despre acest loc, este chiar dacă este, v-am zis mai devreme, foarte comercial,
de fapt, nu sar oamenii chiar așa pe tine și că nu-i gălăgie peste tot și nu se aude de peste tot foarte multă zarbă, muzică, cum era în alte locuri din Asia. Deci, practic, aici oamenii sunt liniștiți, poți să mergi, te plimbi, îți faci treaba și din când în când îți mai zâmbesc, adică sunt super de treabă. Iar aici ne dă așa cu semne de întrebare, pentru că rămânem foarte, foarte uimiți de cum pot să arate casele asiatice. Și aici vorbim de case chinezești. Ne aflăm pe un fel de pasarelă și avem o priveliște asupra caselor. Jos este o terasă a unui restaurant. Ni hao! One, one. Ni bei ni mung sui. Și șei. Am zis singurul meu cuvânt în chineză. A, nu, am zis și ni hao. Două. Ne-am luat mixuiu și ne îndreptăm în partea aceea, pentru că deja ne curg picături din înghețată. Înghețata ta e mai mare ca a mea. Pentru că eu sunt mai mare, desigur. Dar chestia interesantă e că noi pe toate aceste chestii, două înghețate plus o limonadă, am dat 1,02 euro, adică 8 yuan. Cum să coste așa de puțin? Înghețata a fost 2 yuan, limonada a fost 4. Cu acest fundal, mie mi se pare că e bine să stai să mănânci o înghețată, mai ales că e cald, nu știu, nu ne așteptam ca să fie așa. Da, exact. Fundalul este pentru voi, nu pentru noi. Noi îl admirăm mai târziu sau când plecăm din Chongqing, ne uităm și noi la vlog. Am ceva de zis totuși, mixuie în China nu sunt măgari, pentru că avem acest pahar de limonadă, 4 yuan a costat și este plin cu adevărat de suc de lămâie, pentru că la celelalte pe care le cumpăram, de obicei aveam jumătate sau chiar mai mult din pahar cu gheață, după care aveam jumătate cu băutură. Ne îndreptăm acum spre ceva care este foarte cunoscut pe internet din Chongqing, 7 km de făcut până acolo, după care nu mai știu cât până la hotel. Deci avem de mers, cred că ne prinde noaptea mai mult ca sigur până terminăm noi toată această vizită. Mergem tot cu linia 1, plătim cash, de data asta 8 yuan în total. Deci 4 de persoană, am primit biletele, am putut plăti cash liniștiți. Este o singură mașinărie unde se putea plăti cash. Altfel, Alipay, WeChat, dacă aveți card chinez. În timp ce căutam atracția turistică pe care vrem să o vedem, am descoperit acest viewpoint incredibil. Totul arată superb, poți vedea orașul, se vede cât de dezvoltat este și că toate clădirile sunt enorme. Când vă tot spuneam că în Chongqing urci sau și cobori mereu, uitați dovada. Deci noi încă suntem în căutarea acelui obiectiv turistic. Tot căutăm de, cred, vreo 45 de minute. De fiecare dată coborăm trepte, după care întrebăm pe cineva. Ne spune că trebuie să o luați la stânga, dar într-un final descoperim că este la dreapta. Adică oricum, localnici încearcă să te ajute, mulți spun, da, 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 e pe aici, încât să te ghideze cât de cât, dar să sperăm că de data aceasta vom ajunge cu adevărat, mai avem câteva trepte și ar trebui să fie acolo, în partea de jos. Și uitați o pisică. Cred că în curând vom participa la ceva film horror, pentru că noi am urmat toate panourile, dar după cum se poate observa, arată tot mai ciudat, nu este deloc iluminat în această parte. Folosim și noi blițurile. Poate nu găsim nimic. Deci ne întoarcem sus, să vedem poate în partea de sus, prin camera aia, prin, mă rog, vedem ce găsim. Am ajuns la cea mai importantă atracție din Chongqing, Liziba Station. Liziba este o stație de pe linia 2 a metroului Chongqing. Stația este situată în districtul Yuzhong și a fost deschisă în 2004. Gara Liziba este situată între etajul 6 și etajul 8 al unei clădiri rezidențiale cu 19 etaje. A fost instalat un dispozitiv specific de reducere a zgomotului pentru a izola stația de restul clădirii. Contrar unor afirmații eronate, gara și clădirea au fost construite în comun și formează o singură structură. Prin urmare, calea ferată nu trece prin mijlocul unei structuri preexistente. Foarte rar vezi o stație de metrou cu așa priveliște. Foarte, foarte fain. Noi suntem aici, așteptăm. Trebuie să vină metrou pe partea aceasta. E într-un fel cam ca în Paris, pentru că în Paris ai linia 6, vezi Turnul Eiffel. Aici stai și admiri orașul cu zgârie în orii lui. Terminăm vlogul aici unde l-am început, am ajuns acasă. Ne mai rămâne o zi aici, care o să avem mai multe chestii de făcut. N-aș mai pleca din China, mă rog, o perioadă măcar,
Pentru că mi se pare că e frumos. Cel puțin oamenii în Chongqing. Oamenii sunt super de treabă, sunt foarte primitori, sunt foarte zâmbitori și chiar dacă văd că vrei să traduci ceva sau vrei să mănânci ceva și nu înțelegi, te ajută. Și la metrou am avut multe discuții cu oameni, s-au băgat în foarte, seamă. Foarte, foarte adică... des. Ganshe nindă guanhan. Guanhan, ne auzim data viitoare. Nu uitați să vă abonați. Să dați un like, ca astea nu știm în chineză. Și să activați clopoțelul. Iar întrebarea zilei este: cum vi se pare nivelul nostru la chineză? Da, adică învățăm destul de bine, deci nivel foarte bun. Plecăm de aici cu un nivel foarte mare, să știți. Așa că ne auzim data viitoare. Da. One hand.